Marcelo, Isco, Bale, Isco, Ronaldo, Ronaldo în careu, Ronaldo, pericol acum, pericol, șut, apără De Gea și Benzema, ratare incredibilă, reluare cu poarta goală, a trimis mult peste transversală. O primă ocazie acestui meci abia în minutul 29. Și a fost trecută în rândul lui Rajeh, cel care evoluează cu Real Madrid. Dușă pentru Real Madrid. Carvajal imprecis. Și iată, suntem în prelungirile acestui meci la Xbox, 0-0. Ronaldo poate acum, Bale, Bale, trage Bale, gol! Gol, 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 Real Madrid! Deschide scorul Gareth Bale în prelungirile meciului. S-a așteptat prea mult acest gol. Revedem faza, Ronaldo și un șut cu dreptul al lui Bale, care este un stângaci veritabil la colțul lung. Și iată-l pe De Gea plonjând, însă a fost neputincios la această fază. 1-0 pentru Rajeh în primul meci, în meciul tur al marii finale. Și iată, și iată un prim fault în minutul 3 al meciului. Popescu profită de această lovitură liberă, o schemă, Ronaldo, sare și el, Marcelo pasă pentru Kroos, apără Navas și implicit Rajeh. Avem posibilitate de atac bună pentru Popescu, șut cu efect al lui Ronaldo, Navas post la post, a fost prea simplu și acum Bale scapă 1-1, Bale, 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 gol! Gol, 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 gol! Și iată ce celebrare frumoasă reușește Bale. Nu doar se bucure prin execuții spectaculoase pe teren, dar și prin celebrări. O bicicletă în jurul axei sale, reușită de către Gareth Bale. Vine acum Popescu cu posibilitatea de contraatac. Vasquez pasă în spate, acum Modric, Kroos. Kroos are sprijin în dreapta și îl vede pe Vasquez. Centrare, șut, gol! Gol, 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 gol! Popescu! Revedem această fază ca la carte. Execuție perfectă a lui Ronaldo cu capul și este 1-1. Popescu mai speră la titlu, revine în joc, încă un gol și este în avantaj. Am revenit cu imagini de la mitanul secund al marei finale și recuperarea lui Bale, 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 2-1. Incredibilă greșeală a lui Popescu, de nepermis, și imediat Rajeh l-a pedepsit. Se bucură în stilul lui Dybala Gareth Bale. Rajeh este un fan al celebrărilor. Revedem această fază. Bale l-a învins de această dată cu un șut cu efect la colțul lung. Preferă colțul lung până la urmă Rajeh. Popescu și acum să vedem această fază. Bale, 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 fentă de șut, pasă în centru, pericol, gol! Gol, 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 gol! Sergio Ramos, omul salvator, capitanul, liderul Real Madrid, aduce speranțe în tabăra lui Popescu. Sunt circa 5 minute de joc din acest meci și Popescu mai speră la un eventual titlu. Și iată, ne cu sufletul la gură urmărim și finalul acestui meci. Popescu din nou în atac. Bale, Bale, fentă de șut, Bale, Marcelo și gol! 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 Incredibil! Gol! 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 Incredibil, incredibil, ce meci, ce meci, Popescu a revenit și este practic campion în prelungirile acestui meci cu 2 minute înainte de final. Reușește să-l învingă, să răstoarne scorul și datorită golurilor din deplasare
să-l învingă pe Rajec. Meciul însă nu este încheiat. Din nou posesia Popescu, să vedem dacă nu va repeta greșelile lui Rajec. Ține de minge bine. Combină. Suntem în prelungiri. Rajec are nevoie de gol pentru a deveni campion. Ține timpul și acum poate ultima fază. Marcelo, Rajec în atac. Ronaldo, Ronaldo în careu, șut în blocaj și apără Navas. Și Navas a intervenit cu ochii închiși pentru că nu a văzut acest balon. Și iată-ne fluier de final al partidei. Popescu devine campion într-un meci interzis cardiacilor. Spectaculos, fulminant, nu am cuvinte pentru a descrie finalul acestei partide, mult mai jucat, cu un ritm mai înalt și mult mai senzațional decât meciurile vii în Champions League. Una adevărată finală, un meci cu cuțitele pe masă. Așadar, Popescu se impune la consola preferată a lui Rajec, PlayStation 4, și devine campion. Chiar dacă scorul final este de 3-3, Popescu a înscris 3 goluri în deplasare și astfel, la limită, pe muchia cuțitului, reușește să se impună. Așadar, prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de Moldova Esports Federation. Vă invităm să fiți aproape și la 12 mai, când va avea loc Liga Națională, acolo unde cei mai bine clasați 8 jucători la Xbox și cei mai bine 8 la clasați la PlayStation 4 se vor duela pentru trofeul suprem și titlul de cel mai bun jucător virtual la FIFA 18. Așadar, sunt Sergiu Carauș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară bună în continuare!